Avem o franciză pe care o dăm celor care vor să facă, să se facă antreprenori, da? Dar nu și asumă rolul până la capăt. Adică vor să fie antreprenori, dar nu prea vor să riște. Și noi am gândit așa, uite, ok, noi îți dăm un depozit virtual care înlocuiește depozitul de material de construcții clasic, în care tu ai băga bani ca să-l deschizi. Ți-ai luat spațiu, rafturi, marfă, mașini, șoferi, motostivitor, pentru ca să faci complet și funcțional acel lucru, acel depozit. Noi îți dăm la cheie un concept care este online și virtual. Și tu intri și vinzi materiale de construcții fără să ai nevoie de un depozit fizic și câștigi bani de la prima tranzacție pe care o faci, de la prima vânzare pe care o faci. Dar este de muncă, pentru că trebuie să fii alături de client, trebuie să aduci valoare, trebuie să fii corect, trebuie să fii implicat, să fii organizat, să fii perseverent. Toate lucrurile astea trebuie să le faci. E, în momentul când ai o presiune de credite în spate, că ai investit banii aia, ceva te duce acolo să faci, să tragi cu dinții. Ai un client la ora 8 seara, te duci deschis depozitul, îi vinzi, că știi că faci bani. Același mindset ar trebui să-l ai și când primești un depozit virtual cum îl oferim noi și vrei să faci bani. Asta spunem oamenilor, ok, pune-te în locul acelui antreprenor care a investit și gândește ce acțiuni trebuie să faci. Deci antreprenoriatul este despre asumarea integrală a acțiunilor din spatele acestui rol.